Da, bună seara, bună ziua, am început direct cu da, să vedem cum continuăm, cum alternăm, că trebuie să alterneze daurile și nuurile. Bine ai venit, Marin Mălaicu Hondrari, scriitor bistrițean, aflat și bucureștean, scriitor român, dar o vreme și scriitor, ca să zicem așa, spaniol, și traducător, și poet, și prozator, știi, ca să facem titrarea cărții de vizită, în regim de proză, așa, aducând rândurile până la capăt, aflat actualmente în rezidență, o rezidență literară de o lună la Timișoara. Cum e Timișoara luna asta? Știi că anul ăsta știm cum e. Luna asta, cât e de plină ea? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, Tudor, și sper să fie cât mai plină luna aceasta. Ești la jumătatea rezidenței. Cum da, a fost în ideea până în care deja mai sunt 2 săptămâni. Pentru un scriitor e extrem de important să aibă răgaz timp de o lună, să se poate concentra numai și numai pe ceea ce reușești. Are de scris. Ce scrii în perioada asta? Lucrez la niște poeme pentru că vreau să scot un volum de poezii, probabil în primăvara anului viitor, pentru că brusc mi-am dat seama că nu am mai publicat poezie în volum de 9 ani. Ceea ce e o cifră magică, nu? Cum se zice? Da, să vă formăm și 7 și 3, nu-i singura, dar una dintre ele. Da. Până la urmă, noi putem să investim cu magie orice număr, dacă vrem, ne putem juca cu astea. Dar realmente e important rezidența asta și ceea ce au făcut cele două bufnițe mi se pare meritoriu, cu sprijinul primăriei Timișoara, bineînțeles. Al Consiliului Județean, din câte știu, dar e un proiect, deci rezidența, prima dată când se oferă rezidențe literare în Timișoara, adică niște scriitori din alte locuri, vin și stau în Timișoara o lună spre a scrie. Deci este un fel de interval de creație. Acum, existența ta e punctată de, ca să zicem așa, plecări și întoarceri. Mm-hmm. Ești un scriitor bistrițean, nu? Din St. George, Da, dar Bistrița e unul dintre orașele în care a apărut un grup extraordinar de scriitori după, mă rog, mai ales după 2000, nu? Da. Neapărat după 90. Tu, Dan Coman, Florin Partene. Ioana Bradea, da, sigur, da, sigur. Da. Și ai trăit și în Spania o vreme. Da, devenind traducător, învățând limba acolo. Acolo, ai fost paznic într-un parc de rulote. Da, cândva de mașini. Locuiam într-o rulotă, în parcul ăla. Da. Cândva pe ploaie ai urmărit niște hoți de roți. Oh, da, că e și adevărat, rimează. Ploua mai tare decât acum. Ploua cu găleata. Ploua... Se intră în atmosferă, torențial, te rog. Exact, da. Uite, mă bucur că ai adus vorba despre asta, că din când în când schimb locul. Nu e ceva ce mi-am propus, pentru că eu sunt la origine un copil de țărani. Și tu știi că țăranul se desparte greu de glie, de locurile natale, de... Dar... Rămâne legat de glie, cum se zice, în sens sufletesc, nu un material, cum da, era da, pe da, vremuri. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Nu, în, da. Realmente în sens literar, mai degrabă. Da, da. Și s-a tot întâmplat să am așa locuințe temporare, le spun eu, din când în 4 ani, 5 ani, pe aici, pe acolo, după aia mă mutam. Hai să o luăm așa, pe aici, pe acolo. Cum ai plecat prima dată? Deci am de plecat acasă, în, cum se zice, în, dus de deci, acasă, da? Da, îmi place asta, cu dus de acasă, da. Cele mai puternice amintiri le am din adolescență, de fapt, despre asta, când plecam cu părinții mei în vacanța de vară, plecam la muncă din St. George în Arad, în județul Arad. Toată vacanța munceam la cules de roșii, la cules de cânepă,
dormeam în corturi de cânepă. Acum îmi dau seama că... Cannabis sativa s-ar numi sau cum? Ce specie? Da, nu, era chiar cânepă. Aia cânepă din care industrială, noștri, cum s-ar zice cânepă asta? Industrială, din care ai noștri făceau așternuturi și, mă rog, dar care s-ar putea totuși să conțină ceva, pentru că prea munceam noi cu spor după ce dormeam toată noaptea în corturile alea de cânepă. O narcoză muncitorească, așa. Exact, și... exact, da. Ei, și alea au fost primele plecări de acasă, să spunem, momentele în care am văzut pentru prima dată o scară rulantă. La magazinul Ziridava din Arad. Nu o să mai uit asta niciodată. Mi se părea absolut ireal. Descrie senzația asta. Ce înseamnă ireală? Că ea era reală acolo, dar senzația era, prin ce era ireală? Era ireală prin faptul că mi se părea incredibil să stai pe loc, dar în același timp să înaintezi. Știi cum aveam uneori senzația asta în gară, știi, când pleca trenul de lângă tine? Exact, exact. Și crezi că pleci tu, da. Dar de fapt pleacă tu celălalt tren. Da. Sau... Da. Ceva de genul ăsta. Și cred că aveam prima dată vreo 12-13 ani, cam așa. Și m-am prins foarte repede că... acolo în zonă copiii se înșirau de-a lungul șoselei care duce spre Nădlag, spre Vamă, da. Și făceau cu mâna mașinilor. Pur și simplu, imaginează-ți de-a lungul șoselei un șir de 14 copii și făceau așa cu mâna și ziceau gumi, 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 gumi. Și străinii, că treceau străini pe acolo, unguri cel puțin, le aruncau gumă din mașină, aia din mers. Care mai cu seamă veneau, care intrau. Dar și care ieșeau, în fine, da. De pe ambele sensuri, de multe ori. Aruncau gumă, aruncau dulciuri. Adică era o formă de a cerși cu mâna ridicată, da. Nu întinsă, cu mâna pe verticală. Da. Făceau cumva. Așa, ca să te vadă, știi, din mașină. Da. Și aruncau așa din... Chiar aruncau și noi ne repezeam în șanțul de la marginea drumului, care prinde mai repede, bineînțeles. Aruncau bomboane, aruncau... Da, gumă de mestecat, tot felul de aici ciocolată. Erau anumite aglomerări. Vorbim de anii 1985-86. În anii respectivi, în Timișoara, erau anumite aglomerări, să zicem, buluciri, pe mașinile de sârbi care veneau, știi? Exact. Erau acele, mă rog, nu spune mărci, dar acele un fel de... Da. Mă rog, în fine, mașini, unele simplăticuțe, așa, mici, nu știu cum, și opreau undeva, chiar pe o stradă oarecare, și se vindea acolo, pe bord, da. La botul imediat calului. Pe capotă, pe imediat marfă pe vestea, mașină. Da, mergea vestea imediat și lumea. Da. Foarte tare, da. Și, bun, plecările la tine sunt în general legate și de perioade de muncă. Da. Mari. Da. Pentru că e acest cuplaj, e experiența plecării cumva de-a plecărilor de nevoie. Da, nu da, sunt da, călătorii da, da, de loazir. Da, da. Nu. E opusul lor, exact. Cumva. Eu în Spania nu am mers cu rezidență literară. Tu ai făcut, scuză-mă că te întrerup, când mă prind un ori timp să vorbesc mai mult decât intratul. Nu e cazul. Ideea bine. Este că tu ai făcut și aici în România munci. Da, da. Care ulterior l-ai făcut și în Spania, să zicem, sau din categoria respectivă. Da, în Spania, cum? De exemplu, în Spania am cules măsline, am cules struguri. În România ce ai cules? Cânepă? În România am cules roșii, pepene roșu, cânepă, mere, deci cam de toată. Cam în tot Spania, ce... hai să vedem. Sigur, în Spania, clar, acolo ei neavând livezi de meri sau având, dar mult mai puțin decât noi, au livezi de măslini. Și pur și simplu culegeam măsline, struguri, după cum am zis. La struguri e una dintre cele mai grele munci. Pentru că e, vorbind de vie pitică, și trebuie să deci stai... nu e ca la noi să... Nu. Via ca vulpe la struguri, știi? Via e pitică, via e la un metru înălțime, să spunem, și trebuie să stai aplecat 10-11 ore pe zi, în continuu. Pentru bun, că normal te apleci ca să tai. Și trebuie să fii atent, e șirul de vie, nu? Și de o parte ești tu, de cealaltă parte e altcineva.
Și trebuie să fii atent să nu-i tai degetele celuilalt sau celălalție, pentru că lucrezi în același ritm. Tu înaintezi în același ritm cu el și când pui foarfe ca să tai ciorchinii, trebuie să fii mereu atent unde sunt degetele celuilalt. Atât e de mare apropierea, da, sau da, de mică, da, distanța. E cam așa și sigur, strugurii cresc pe acolo, tu trebuie să-i cauți printre frunze, să fii foarte, foarte atent. Ai văzut accidente? Da, da, în continuu. De muncă? În continuu se întâmplă. Dar sigur nu foarte grave, adică totuși simți, nu-i tai degetul cu totul. Nu. Dar am văzut. Dă-mi un exemplu, te rog, de situație, mă rog, accident de muncă sau nu, sau de situație care limită, să zicem, care acolo te-a făcut să te simți realmente al nimănui, dacă a fost cazul, sau rupt de țară, rupt de un sistem, da, de protecție, de orice sistem de protecție. Păi, în primul rând, eu nu aveam niciun fel de protecție socială acolo. Eu munceam la negru, nu aveam un contract de muncă, nu aveam asigurări medicale. Practic, eu nu existam în Spania. Iar spaima mea cea mai mare, de fapt aveam două spaime mari. Una era să nu mă îmbolnăvesc, pentru că realmente ar fi fost, n-aș fi putut să mă duc nicăieri. Nu, cred că zici nașpa. Nu. Da. Iar a doua, să nu moară cineva apropiat, părinți, Doamne ferește, sau frații mei, sau așa, în timp ce eu eram acolo, să nu fi putut veni în țară. Sau ambele spaime legate de potențial de moarte, cumva, moartea propriu-zisă, boala care nu știi unde duce, nici, da, mai ales. Exact, da. Apoi, munca de paznic de noapte în acel parc de mașini care conținea și mașini noi, mă rog, nu putem, nu spune nume, scuze, da, da, dar dintre cele mai scumpe și căutate și căutate, și era destul de periculoasă pentru că veneau să fure, și zona era periculoasă. Unde anume? Era în Cordoba, în sector Sur, care e sectorul cel mai interlop din Cordoba. Acolo se vând droguri, acolo se face prostituția, acolo se fură mașini. Pur și simplu fură o mașină, golesc tot din ea, lasă numai carcasa și îi dau foc dacă pot carcasa, sau abandonează carcasa sau chestii din astea. Iau mașina, o duc unde pot face asta, unde pot fura, exact, la modul ăsta, exact, o eviscerează, exact, cumva. Exact, o eviscerează și realmente și gata. Deci chiar mi s-a întâmplat, din fericire, nu în timp ce eram eu acolo paznic, eram plecat la muncă, la struguri. Perioada de struguri durează undeva între 2 și 3 săptămâni. Asta cam în ce an a fost? Vorbim de 2002, între 2002 și 2007 am stat în Spania. Și într-o noapte chiar au venit, au tăiat gardul, era un gard foarte înalt, dar ei veneau pregătiți, tăiau cu foarfeci de sârmă, făceau o spărtură efectiv în gard, au intrat. Eu i-am auzit, dar erau atât de antrenați băieții încât au reușit să ia patru roți ca la Formula 1. Deci în câteva secunde au dat jos de pe mașină roțile și au țâșnit cu ele pe câmp. Ei, eram singur atunci și chiar m-am gândit ce fac. Și ce ai făcut? Și am țâșnit după ei, nu știam boabă de spaniolă, erau în primele luni de când eram acolo. Mi-am dat seama că ei sunt spanioli, i-am auzit vorbind, dar alergau pe câmp fiecare cu câte o roată. Și eu după ei, și atunci mi-a venit o idee. Am început să zbier cadementul, imaginați, ploaie torențială, noapte, și eu urlam pe câmpul ăla în limba română, înjuram, de fapt, în română. Ba, lasă roba, nu știu ce. Și s-ar putea ca ea să se fi blocat auzind chestia, că nu înțelegeau normal ce vorbesc. Chiar erau spanioli și au aruncat roții. Ca să poată fugi, au fugit. Ca să poată fugi, au aruncat roțile. Eu după aia le-am recuperat treptat. În vreo jumătate de oră le-am găsit. M-am tot învârtit pe acolo, pe câmp, să văd ce se întâmplă. Da, era destul de să spunem că astea se regăsesc și în niște cărți, nu? Pe experiența asta a însemnat și asta. Adică a însemnat și cumva, mă rog, furajarea, dacă vrei, a unor
proiecte literare, a unor cărți, substanțierea lor. Cum ai scris? După una dintre ele s-a făcut și un film, Parking, se numește chiar povestea acestei, da, exact, mă rog, da, acestui parc de mașini. Acolo am scris foarte puțin. Cred că a fost, adică, cu siguranță a fost șocul literar, scuze, cultural, nu literar, șocul cultural cu tot ce înseamnă. Și în primii 3 ani chiar nu am reușit să scriu nimic. Cumva nici nu m-a interesat, ca și cum m-aș fi rupt de asta, ca și cum făceam tot posibilul să nu am nicio legătură cu literatura. Sigur că citeam în continuare, dar nu scriam. Cred că era și un soi de încercare de a mă adapta, pentru că nimeni nu are nevoie de un poet. Tu ai plecat poet de aici, să zicem, da, așa, ai debutat, da, ca poet. Da, ai... da, adică acolo statutul meu trebuia să fie cu totul altfel și dacă eu aș fi vorbit despre literatură, mi-aș fi complicat viața. În ce inutil. Sens? În sensul în care când ești emigrant și scauzi de muncă, tu trebuie să vorbești despre ce știi să faci. Practic, nu știu, ești electrician, știu să zugrăvesc o asta casă. Asta e ca și aici, sau... într-un fel. Da, peste tot e așa, e firesc. Știi? Pentru că lumea asta așteaptă acolo, nu așteaptă un poet. Spaniolii, slavă Domnului, au poeții lor și foarte buni. Adică nu mai era nevoie de încă un poet acolo. Nu, dar ți-ar fi tăiat, nu era nevoie de un poet pe o, să zicem așa, plantație de vie, da? Exact, acolo, cu atâta, exact, mai puțin. Exact, exact. Adică, da, dacă spuneai asta acolo, nu mai intrai, sau? Da, era dificil, adică aș fi fost privit cu suspiciune, cu neîncredere. A, poet, păi ăsta nu știe el să lucreze la vie. Nimeni nu m-ar fi ascultat să le spun, dar stați un pic, eu lucrez de la 13 ani, adică, știi, nu... Pentru că în mentalul colectiv astea se contrazic. Deci asta e un fel de prejudecată, da, ceva, da, ce, da, te exclude, da, din start. Dar știi foarte bine vorba tâmpită a românului, realmente tâmpită, că poeții sunt cu capul în nori. Da, da. Deci asta mi se pare una dintre cele mai mari aberații. Poeții sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe pământ. Mai cei mai fini seismografi. Exact, exact. Acum, ideea ar fi următoarea. Tu ai simțit că nu e numai călătorie, schimbare de peisaj, țară, loc de muncă, hai să zicem așa, da, ci și schimbare de statut. Adică dacă totuși aici exista în literatură, da, era, da, erai un poet. Da. Cu, da, tot ce înseamnă asta, dar existai culturalmente. Da. Acolo nu mai existai, nici măcar socialmente, adică din punct de vedere oficial. Exact, exact. Tu cum ai simțit, sau dacă au fost șocuri, rupturile astea de nivel? Să știi că mi-a prins foarte bine. Aparent cred... paradoxal. Nu, și pot să-ți și spun de ce. Cred că unui artist, în general, scriitor, artist, îi prinde foarte bine o perioadă de nerecunoaștere, dacă vrei, de umilință. Smerenie, inclusiv. Îți prinde foarte bine pentru că asta te ajută mai apoi să te raportezi corect la ceea ce faci tu, la literatura pe care o scrii tu, în raport cu tine să te raportezi corect și în raport cu literatura celorlalți. Ce înseamnă corect? Pentru mine, acum, corect înseamnă să știi că ai dat din tine tot ce ai putut atunci când ai scris un text, dar atâta pot. Și să nu crezi că dacă cineva îți critică, de exemplu, cartea sau așa, are ceva împotriva ta. Nu, ci pur și simplu poate să nu-i placă, poate să nu-ți fi reușit ca lumea textul respectiv. Deci asta odată corect față de propria literatură, iar corect față de cărțile celorlalți e tot așa. Să fii capabil să spui, băi, îmi place sau nu-mi place,
chiar între prieteni, să nu ne batem pe spate doar așa că suntem prieteni și să spunem mereu, mamă, ce carte mișto ai scris. Da. Pentru că asta nu ne ajută deloc și nu ne face bine nici nouă și nici literaturii române. Cărțile tale au avut un impact semnificativ aici, pe piața, să zicem, națională, pe piața românească, da, de carte. Da. După una dintre ele, repet, s-a făcut și film. Un film care s-a tras și în Spania sau în Spania, aproape 90% tot, mă rog, regizat, da, de Tudor Giurgiu, da, și așa mai departe. Bun, în același timp, aceste unele dintre legate de experiența spaniolă, au avut în Spania vreun feedback, vreun ecou, adică au reverberat din Spania în România, înapoi în Spania? Acum cu Parking, da. Dar înainte, apropierea s-a tradus în limba spaniolă în 2015 și nu a avut niciun impact. Absolut. La ce editură ca nivel? La o editură ca nivel, la o editură foarte mică pentru Spania. Unde tirajele sunt cu tot ceea altele, ce, nu mai, da, vorbim, da, ei. Ceea ce în România ar fi o editură, să zicem, medie, da, cam acolo, dar foarte mică pentru Spania, nu a avut absolut niciun impact. Sigur că s-au vândut, nu știu, 300-400 de exemplare sau mai multe, poate, dar asta pentru piața spaniolă e zero. Nu a scris nimeni despre ea. În fine, dar acum, după film, după ce s-a proiectat filmul în foarte multe orașe din Spania, am fost și văzut în spaniolă, vorbit în spaniolă. E deci vorbit foarte... în spaniolă, e cu actori spanioli, în fine, filmul e subtitrat în limba română. Am fost cu el la mai multe festivaluri din Spania și clar asta a tras cartea după da, filmul. Pentru că cinemaul ajunge la mult mai larg. Așa? Ce înseamnă succes sau tracțiunea asta, mă rog, faptul că filmul a tras cartea? Pe piața noastră a însemnat mult, dar dacă vorbim despre piața noastră, tu știi, da. Adică anul trecut, în mai, a ieșit a treia ediție din apropierea cu o ediție, mă rog, specială. Legată de film. Legată de film și așa. A ieșit în mai, iar în octombrie era deja epuizată și a mai ieșit o ediție. Aceasta câteva mii de exemplare. Da, da. Ceea ce pentru România e... Într-o jumătate de an, semnificativ. Da. În Spania? În Spania s-a mai tras și acolo ediție, dar nu-mi dau seama, chiar nu știu, nu am date de vânzări, de ce s-a întâmplat. Vorbeam cândva și cu, adică destul de recent, cu poetul Gelu Vlașin, care e trăitor la Madrid. Madrid, da. De mult da, timp. Da. Poate, mă rog, dacă nu sunt și 20 de ani, aproape 20 de ani deja, spunea că acolo integrarea, chiar în condițiile în care stai acolo, tu nu mai stai, stai 5 ani, în lumea spaniolă e extrem de, totuși, de dificilă. Acea statutul ăla de, cum să zic, cu drepturi egale, cum se zice. Adică prima dată trebuie să participi, devii o figură din public, după care devii, dacă devii un vorbitor, o figură, generatoare de discurs și așa mai departe. Tu cum ai simțit șansele astea, acum, la capătul atâtor experiențe, de a te integra într-o literatură mare, într-o viață literară mare, cum e cea spaniolă? Nu, eu nu m-am interesat niciodată cu adevărat. Nu, dar dincolo de asta, șansele unui scriitor român. Eu vreau să realmente scriu în limba română, îmi place să scriu în limba română, iar dacă se întâmplă să pătrunzi pe piață cu o carte tradusă sau ceva, sigur, aș fi bucuros, dar e într-adevăr foarte, foarte dificil, pentru că ei au o piață imensă. Nu știu, dacă nu mă înșel, la ei se publică anual peste 4.000 de romane. Doar ale lor, ale spaniolilor. Fără să mai ținem cont de cât America de Sud, sau de America de Sud, de America Centrală, de toate... Și de cât se traduce, cât se publică prin traducere. Plus traducerile, da.
Păi, rar poți vorbi cu un scriitor despre asemenea experiențe, deși într-un fel toți avem experiențe extreme sub o formă sau alta, că despre asta e vorba. La tine a fost vorba de călătorii, muncă, de călătorii de la zi și de niște experiențe care au generat și cărți și filme. Sper că v-a plăcut un fel de emisiune, nu doar despre romane, ci poate și de romane. Mulțumesc! Mulțumesc, Tudor!